După aproape jumătate de an de la rămânerea definitivă a hotărârii instanței care a respins acțiunea lui Ion Călinoiu de contestare a raportului Agenției Naționale de Integritate, prin care era declarat incompatibil, prefectul de Gorj a solicitat să îi se spună cum trebuie să acționeze în acest caz. Domnul prefect a decis în cursul zilei de ieri să ne adresăm Agenției Naționale de Integritate cu o cerere prin care să ne clarifice dacă respectivul raport de evaluare are caracter definitiv și executoriu, și în același timp am solicitat și Curții de Apel Craiova hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat contestația dumnealui împotriva respectivului raport. După ce vom primi hotărârea instanței de la Curtea de Apel Craiova și după ce vom obține punctul de vedere al agenției, care este singura în măsură și abilitate potrivit legii să stabilească dacă raportul întocmit de respectiva instituție are caracter definitiv, vom vedea ce măsuri trebuie luate în continuare. Călinoiu susține că toate aceste demersuri făcute de prefect sunt sortite eșecului, deoarece raportul Agenției Naționale, din perspectiva sa, este suspendat. În realitate, în data de 17 septembrie 2015, a rămas definitivă hotărârea instanței de respingere a contestației formulate de Ion Călinoiu. Aceasta trebuia pusă în aplicare în sensul destituirii președintelui CJ, fiind una executorie. Călinoiu are însă o altă variantă și anume, prefectul a fost constrâns de presa locală să își ia măsuri preventive. Doi dintre parlamentari susțin că prefectul ar fi trebuit să acționeze în conformitate cu prevederile legale cu mult timp înainte. Eu mă sună binevenită, dar eu, după părerea mea, a venit prea târziu. Ion Călinoiu trebuia să fie suspendat cel puțin în luna august a anului trecut. Sper ca în viitorul foarte apropiat Ion Călinoiu să iese din Consiliul Județean și nu numai, și din politică pe ușa din dos. Eu sunt convins că instituția abilitate ale statului se vor seiza, ori din oficiu, ori la sesizarea pe care o vor face alții. Pentru că nu se poate să sfidesc chiar așa legile statului. Ion Călinoiu a fost declarat incompatibil de Agenția Națională pentru Integritate după ce s-a constatat că a primit sume de bani pentru un proiect al Inspectoratului Școlar Județean, bani pe care nu i-a declarat.